Bun găsit! Sunt în biroul Ministrului Sănătății. Urmează 24 martie, ziua de luptă mondială împotriva tuberculozei. Bună ziua, doamna ministru! Vă mulțumesc că m-ați primit la acest interviu și vă spun că e un interviu scurt. Am 10 întrebări. Ca om care a condus o unitate de pneumoftiziologie, care sunt minusurile pe care le-ați remarcat și ce trebuie schimbat? Avem nevoie de o infrastructură mai bună pentru aceste spitale, pentru că fiind spitale de monospecialitate, nu știu de ce au devenit cenușăresele sistemului. Acolo cred că s-au investit cei mai puțini bani. Cunosc puține spitale de ftiziologie, de pneumoftiziologie din țară, dar marea majoritate au nevoie de renovări. Un exemplu concludent este și Institutul Marius Nasta, care trebuie să fie etalon al luptei împotriva tuberculozei și este din punct de vedere medical. Dar avem nevoie și de altceva. Pentru că medicii aceștia au nevoie de condiții normale de muncă, au nevoie de aparatură, de medicație. Pot să vă spun că în următoarele săptămâni se pregătește instalarea unui computer tomograf la Institutul Marius Nasta. Foarte necesar. Absolut necesar. Este un instrument foarte important de diagnostic. Care lipsește de ani de zile de la Marius Nasta. De cel puțin 5, dacă nu mai mult. 10. De 10 ani. Locul întâi în Europa, cel mai mare număr de bolnavi cu tuberculoză. Din păcate, suntem o țară care, odată cu migrația forței de muncă, ducem tuberculoza în străinătate. Reluarea procedurii de screening este cea mai importantă în acest moment. Pentru depistare. Pentru că inclusiv persoanele care migrează, dacă vin acasă, chiar în vacanță, și li se propune o testare, cu siguranță sunt de acord. Am mai văzut că s-a mai întâmplat și lumea nu a fost reticentă la așa ceva. Apoi, practic, lupta împotriva tuberculozei începe din prima săptămână de naștere, nu? Când micuții trebuie vaccinați cu acel vaccin BCG înainte de ieșirea din maternitate. Pe 24 martie lansăm o expoziție care se cheamă Fețele tuberculozei. Sunt oameni care vin din toate categoriile sociale, din toate păturile sociale, dar ceea ce e cel mai important pentru mine și ce m-a impresionat este că sunt oameni educați în marea lor majoritate. Numai că la un număr de 13.000 de bolnavi în fiecare an în România, suntem 12 oameni care suntem gata să vorbim. E o boală a rușinii, e o boală a tăcerii. Asta, fără îndoială. Noi suntem de vină pentru că noi am stigmatizat omul, fără să ținem cont de nimic altceva. Și probabil că de aceea este rușine, le este rușine să vorbească, le este rușine să-și aducă aminte, dar poate de aceea ni se întâmplă ce ni se întâmplă, pentru că nu vorbim, pentru că nu spunem, pentru că ne strigându-ne durerea, nu se poate întâmpla nimic. Am o lege a tuberculozei pentru care trag împreună cu profesioniștii, împreună cu pacienții, împreună cu asociațiile neguvernamentale, pentru ca să vedem acea lege votată. Este o lege care vine să completeze, e mâna stângă și mâna dreaptă. Mâna dreaptă o avem, intervenția medicală. Nu avem mâna stângă, suportul social pentru acești oameni. Vă întreb care este poziția dumneavoastră, pentru că suntem la 2 ani de luptă pentru această lege. Tuberculoza totuși este o problemă națională, având în vedere că suntem pe primul loc în Europa. Eu am înțeles că au fost niște propuneri de modificare a proiectului de lege din partea specialiștilor, propuneri care s-au materializat și probabil că acum își va urma cursul firesc, astfel încât să avem o lege a tuberculozei. Personal îmi doresc să iasă această lege, pentru că am cunoscut îndeaproape problema acestor pacienți, lucrând 4 ani într-o instituție de acest tip. Ce v-a marcat? Singurătatea lor, izolarea în care se refugiau. Deci asta a fost foarte ciudat, pentru că la 2 săptămâni de la instituirea tratamentului, bacilul coc se negativează. Și atunci ei trebuie să facă tratamentul, să stea în spital, dar se simțeau stigmatizați și pot să spun că am legat prietenii cu pacienții aceștia, pentru că eu stând în spital destul de mult, mergeam foarte des în acea zonă. N-am avut nicio problemă, pentru că lucrurile erau foarte clare. Ați stat cu ei la masă? Da. Cu mască, fără mască?
în prima parte cu mască, dar apoi discutam și fără mască. Deci, dacă la 2 săptămâni bacilul se negativează, categoric nu mai prezintă un pericol iminent. Ce credeți că ar trebui să facă parlamentarii? De data asta vorbesc de legea tuberculozei, pentru Să promoveze această lege, să o voteze, să putem aplica. Și ce credeți că ar trebui să facă Ministerul Sănătății? Să aibă grijă de pacienții bolnavi de tuberculoză. Ce credeți că ar trebui să facă ONG-urile în lupta asta împotriva tuberculozei? Să sprijine campaniile de luptă împotriva tuberculozei inițiate de către ONG-uri sau inițiate de către Ministerul Sănătății. O boală de care nu trebuie să-ți fie rușine pentru că nu este vina ta că ai contactat-o. Până la urmă, cred că este și o formă de respect între oameni. Este o durere. Fiecare boală este o durere. Și respectându-l pe omul respectiv sau respectându-i durerea, îl respecti pe el ca și om. Și finanțarea programului pentru tuberculoză. Dumneavoastră ați lucrat într-un spital care se ocupă de persoanele cu tuberculoză. Vă întreb dacă credeți că în clipa de față sunt suficienți bani pentru Programul Național de Tuberculoză. Hai să spunem că niciodată n-ar fi suficienți bani pentru a îngriji un bolnav așa cum poate ne-am dori. Dar în acest moment, cred că pe Programul Național de Tuberculoză avem bani pentru a putea îngriji pacienții cu această boală. O să vă rog să mă ajutați la final să transmit un mesaj către aproape 8.000 de oameni, sunt semnatarii petiției Votați legea tuberculozei. Oamenii care au și comentat la final, evident sub protecția anonimatului, majoritatea spun am semnat-o fiindcă am trecut prin tuberculoză sau am semnat-o fiindcă știu pe cineva cu tuberculoză, am văzut în familia mea. Ce să le spun din partea dumneavoastră acestor oameni? Din partea Ministrului Sănătății Sorina Pintea, tot sprijinul, iar din partea fostului manager al Spitalului de Pneumoftiziologie din Baia Mare, spun că îi înțeleg. I-am înțeles începând încă de atunci și voi face tot ce îmi stă în putință să-i ajut. Mulțumesc foarte frumos! Și eu mulțumesc.